Avem aici un generator de curent, un convertor mai degrabă, care transformă câmpul electric în curent electric. Este format dintr-un condensator făcut din paie de băut, un grup de bobini făcute tot din paie de băut și cu conductor în interior și o mini bobină Tesla din comerț la 30 de lei, de mică putere, în jur de 4W, la 9V sau 12V. Vom alimenta bobina și la baterie și la transformator și vom vedea ce curenți produce prin amplificare și conversie din câmpul electric al bobinei, inducții, convertit în curent. Așa arată condensatorul. Este format din paie. Bobina funcționează la o frecvență între 1 MHz și 10 MHz, o frecvență ce nu pune în pericol prea mult sănătatea. Peste 10 MHz, peste 20 MHz apare inducții în organisme și nu e bine. Bobina trebuie să funcționeze sub 10 MHz și peste 1 MHz. Altfel apar probleme. Acesta este firul de alimentare al bobinei. Așa arată în interior grupul de bobine de conversie între câmpul electric și câmpul electric și curentul electric. Ele nu au baterii ascunse sau altceva, sunt doar bobine. Le vom desface la urmă sau vedeți celelalte videoclipuri în care sunt deja desfăcute și se arată cum s-au construit. S-a pus într-o cutie de metal pentru a avea rezonanță. Fiind un circuit LC, capacitor inductanță și oscilator. Avem aici un bec care îl vom conecta. De fapt, vom conecta mai multe becuri. Acestea sunt firele care provin din bobine și din condensator. Dulie obișnuită. Vom prinde acestea aici. Toate împreună. Aici avem un nul.
Acesta nu are curent. Doar aici avem curent. Penul nu avem curent. Pentru că dispozitivul merge doar conectat la pământ. Altfel obținem puteri mici ale curentului fără o împământare cum trebuie. Aceasta este bobina L2. Aici vine bobina L1 sau aici și aici capacitorul. Alimentare și o masă la cutie. Ok, să vedem. Începem mai întâi alimentarea la 9V. Sunt 4 baterii, vai de capul lor, folosite. Sper să mai meargă. Pare că bobina a pornit. Acesta este un bec. Deci vedem că se pare că n-avem aici o curent mic.
Deci asta este la 9 V. Contactele sunt imperfecte. Trecem pe o baterie puțin mai mare. Avem o baterie de 12 volți. Deci aici avem din start curent mai puternic.
Ok. Deci suntem pe baterie. Aceasta este bateria. Aici vine alimentarea. Acesta este cablu. Am reușit să aprindem cele două becuri. Probabil va trebui să punem și aici o masă. Așa. Thank you.
Ok. Avem două becuri. Așa, conectate la transformatoarele de conversie. Avem o grămadă de contacte imperfecte aici. Aceste cabluri provin din bobina de conversie, bobinele din conversie și din... Ele nu au treabă cu bateria, decât nulul. Vom vedea aici dacă avem ceva curent. Se pare că avem. Vom măsura și pe multimetru. Deci va trebui să punem un fir la nul. Ce avem amperaj? 1,5 amperi. Un amper, 5 amperi. Pe continui 5 amperi. Cu 200 de volți. 272 de volți la 5 amperi. Pe alternativ
50 de volți cu 1 amper. Vom măsura și aici la fire, la becuri. volți. Nu duce amperajul. 4 amperi pe alternativ. Curent alternativ 500 de volți. Să prindem aici cumva proba. Așa. 500 de volți continui. Două becuri de 200 de volți. Scrie pe ele. Cu amperajul este prea mare aici. Îl dăm în 10 amperi pe alternativ. La 700 500 de volți. Conversie câmp inductiv, câmp electric în câmp electric. În curent electric. Câmp electric convertit în curent. Acesta este amperajul, 9 amperi. Doar pe o baterie de 12 volți și o mini bobină Tesla de inducție care pornește circuitul oscilant. Are în jur de 3-4 W consum. Este un prototip momentan cu multe contacte imperfecte.